Am văzut drumul pe care mereu tăs credincioșii. Deci copiii Domnului care aveau legământ cu Domnul. Și în momentul care mergeau, li s-a pus în față o treaptă. Pentru că nu se mai putea înainta așa la grămadă să se susție unul pe altul. Problema era că pe treapta aceea alegeau, trebuia să alegi, să urci, dar n-aveai nimic pe lângă tine, n-aveai bagaje, n-aveai nimic, îl iubeai doar pe Domnul și în momentul în care erai devotat să urci pe treapta aia, te marginaliza, te scotea cumva din rândul oamenilor care merg cu foc, cu zel, cu... Deci pământește, te scoteau, nu mureai de foame, nu... Deci aveai pâine, aveai apă, aveai haine, dar erai continuu marginalizat. O zis Domnul că dacă avem sănătate din partea Lui, avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, nici de ajuns, noi să alegem să-L iubim pe Domnul. Domnul nu ne forțează. Am văzut că la cei ce nu vreau să urce pe treapta aia, deci înspre Domnul, li se aplica pe frunte ca și cum se pune un plasture. Dar la suprafață plasturile era culoarea pielii, dar ceea ce conținea conținutul acela, înăuntru plasturile era ceva negru, ceva linii negre, care își făcea efect în piele. În momentul în care s-a aplicat plasturile alea, erai așa misudat ca și cum a diavolului pentru totdeauna. Pentru că binevoit făceai lucrul ăsta. Dar problema era că din cauza că un duh de confuzie la nivelul minții vinea așa, așa, stătea pe lângă fiecare persoană, să ducă confuzia până la ducea în starea ca să rostească. Oare chiar așa îi cum zic ăștia sau nu e chiar așa importante lucrurile? Și în momentul ăla intra un duh și îl făcea să cedeze și... Când a început să cedeze lucrul ăla, au acceptat plasturile ăla. Care acceptau plasturile ăla, mi se spune că s-a diavolului pentru totdeauna. Dar fiecare să-și sfătuiască familia, să stea în picioare, să stea lângă cuvântul Domnului și să-L creadă pe Domnul și să deosebească bine negru de alb, ca să poată să nu aibă confuzie și să-L iubească pe Domnul în toată inima.